Unirea Principatelor Române, cunoscută și ca Mica Unire, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea, fiind legată de personalitatea domnitorului Alexandru Ioncuța. 24 ianuarie 1859 este momentul alegerii lui Alexandru Ioncuța ca domnitor al Principatelor Române Unite, fiind actul istoric ce a reprezentat primul pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar. Centrul de cultură Augustin Bena din subordinea Consiliului Județean Alba și Complexul Muzeal Național Moldova din Iași vă prezintă o producție unică în spațiul cultural românesc. Orchestra Română de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioncuța. Filmul documentar vă dezvăluie într-un mod plăcut Palatul Alexandru Ioncuța de la Ruginoasa și Palatul Culturii din Iași, două monumente arhitecturale cu importanță deosebită în istoria României. Coloana sonoră a acestui documentar este formată din suite românești interpretate de Orchestra Română de Folclor. Orchestra Română de Folclor este prima orchestră de Uniune Națională și a luat ființă cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României în anul 2021, în cadrul unui amplu proiect de promovare a Zilei Naționale și a patrimoniului cultural imaterial pe plan internațional. Orchestra și are nucleul la Alba Iulia, capitala de suflet a tuturor românilor, este constituită din artiști instrumentiști profesioniști din toate zonele istorice ale României și ia parte la proiectele importante naționale și internaționale ale Centrului de Cultură Augustin Bena. Inițiatorul și dirijorul orchestrei este Alexandru Pal, manager al Centrului de Cultură Augustin Bena și discipol al maestrului Gheorghe Zamfir. Palatul Alexandru Ioncuța de la Ruginoasa și Palatul Culturii din Iași sunt două monumente arhitecturale cu o importanță istorică deosebită. Palatul din centrul Iașilor, conceput în spiritul palatelor comunale din Europa de Vest, este o îmbinare fericită a mai multor stiluri arhitecturale, neogotic, romantic și neobaroc. Marcând puternic arhitectura vechii capitale a Moldovei, palatul s-a impus ca o adevărată efigie încă de la apariția ei în peisajul urbei. Palatul de Justiție și Administrație din Iași, construit între anii 1906-1925, s-a impus în primul rând prin dimensiunile sale remarcabile. Astfel, turnul central al clădirii, care atinge 55 de metri înălțime, făcea ca palatul să fie considerat în epocă cea mai înaltă clădire din oraș.
Sala Voievozilor, situată la etaj, este cea mai frumoasă și monumentală încăpere a palatului, fiind ornamentată distinct de celelalte săli. Numele sălii se datorează unei celebre galerii de portrete ale domnitorilor Moldovei, pornind de la Decebal, Traian și Aurelian, trecând apoi la întemeietorii statului medieval și continuând seria conducătorilor acestui teritoriu până la regele Carol al II-lea. În zona de vest a sălii se află un monument șemineu de marmură decorat cu bazorelief, care reprezintă un arbore istoric, împodobit cu portrete ale unor însemnați domnitori ai Moldovei, în vârful căruia tronează portretul regelui Ferdinand.
Palatul Culturii se deschide printr-un hol generos, holul de onoare, conceput în stil neogotic, spațiu care se finalizează cu o boltă în ogivă decorată cu vitralii. Remarcabilă este și compoziția circulară realizată în mozaicul Pardoseli. Este vorba despre un bestiarum gotic în care sunt înfățișate tot felul de animale fantastice, acvile bicefale, dragoni, grifoni, himere și lei. Două rozete mai mici, identice, se află și la extremitățile holului de la primul etaj. Mozaicul din holul central al palatului este o reproducere fidelă a rozetei din biserica abației Saint-Pierre-sur-Dive, 1235-1245, abație aflată în nordul Franței.
Intrarea în sala Henry Coandă este străjuită de două socluri rămase astăzi fără busturile inițiale. Acestea păstrează încă inscripționate numele foștilor miniștri de justiție Matei Cantacuzino și Gheorghe Mârzescu. Cele două busturi erau puse în valoare de fundaluri fastuoase realizate din mozaic bizantin. Acest element arată că, probabil inițial, cele două socluri erau destinate unor busturi regale, idee la care s-a renunțat pe parcurs. În perioada comunistă, ambele busturi au fost înlăturate, ambele personaje fiind indezirabile regimului. Bustul lui Matei Cantacuzino se află astăzi în anfiteatrul care îi poartă numele din cadrul Facultății de Drept din Iași. Bustul lui Gheorghe Mârzescu este considerat dispărut.
Dincolo de arhitectură, ceasornicul din turnul Palatului Culturii a contribuit în mod deosebit la faima clădirii. Acesta moștenea amintirea orologiului instalat în turnul Porții Curții Domnești la 1728 și care a dat multă vreme ritmurile orașului. Ceasornicul palatului este un orologiu cu trei cadrane, având diametrul de 3,24 de metri. Acele ceasului măsoară 1,25 de metri și respectiv 0,90 de metri. La fiecare oră exactă, orologiu din turnul Palatului Culturii din Iași cântă Hora Unirii. Thank you.
Primul război mondial și anii grei ce au urmat au amânat realizarea finisajelor, făcând ca inaugurarea oficială să aibă loc abia la 11 octombrie 1925, în prezența familiei regale, regele Ferdinand și regina Maria. În anul 1955, vechiul Palat de Justiție a devenit Palat al Culturii, găzduind unele dintre cele mai de seamă instituții culturale ale țării, reunite astăzi sub denumirea de Complexul Național Muzeal Moldova din Iași, care cuprinde 4 muzee de talie națională: Muzeul de Istorie al Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă și Centrul de Cercetare și Conservare, Restaurare a Patrimoniului Cultural. Cea de-a doua clădire istorică pe care vă prezentăm în acest documentar este Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa. Palatul, care astăzi adăpostește Muzeul Memorial Alexandru Ioan Cuza, a fost construit în primul deceniu al secolului XIX de vistierul Sândulache Sturza. Stilul inițial a fost cel neoclasic, păstrat de capela reședinței, stil care se impusese cu predilecție în arhitectura civilă din Moldova acelor timpuri. În anul 1847, logofătul Costache Sturza preface casa de la Ruginoasa după arhitectura stilului gotic. Lucrările au fost finalizate în anul 1855. Clădirea păstrează și astăzi caracteristicile stilului neogotic, inspirat de romantismul german. Toți surzeștii au fost cei care au construit biserica din apropierea castelului și zidul de incintă cu bastioane în stil gotic. Thank you.
aprilie 1857, palatul, abandonat și amenințat de ruină, precum și moșia ruginoasă cu 8.000 de hectare, au fost ipotecate de Alexandru Sturza la Banca Națională a Moldovei pentru suma de 60.000 de galbeni. Ratele nu au putut fi achitate la timp, astfel că proprietatea a fost scoasă la licitație și cumpărată în anul 1862 de către Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite. Zilele de Paște ale anului 1864 au fost petrecute de familia domnitorului, înconjurată de prieteni la Ruginoasa.
Distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, palatul și-a recăpătat strălucirea arhitecturală și farmecul specific după anul 1978, când a fost restaurat. În anul 1982, aici s-a deschis Muzeul Memorial Alexandru Ioan Cuza, conform mijloacelor specifice perioadei. În spatele palatului, într-un loc mai restrâns, vistiernicul Sandu Sturza a zidit, la 1811, în stil neoclasic, biserica ce servea de capela curții. După cum se știe, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a murit în exil. Potrivit unor mărturii, ultima sa dorință a fost aceea de a fi mormântat la Ruginoasa, acolo unde își regăsise, pentru scurtă vreme, liniștea sufletească alături de doamna Elena. Trupul neînsuflețit al domnitorului a fost adus și mormântat la Ruginoasa, lângă biserică. În 1907, cu ocazia ultimelei sale vizite la Ruginoasa, doamna Elena a mutat osemintele într-o criptă special amenajată în biserică. Piatra de mormânt originală, din marmură albă de Carrara, a fost depusă și ea în capelă.
În timpul celui de-al doilea război mondial, Ruginoasa a avut neșansa să se afle chiar pe linia frontului, fiind expusă la mari distrugeri. Pentru a evita o profanare a mormântului lui Cuza Vodă, osemintele sale au fost evacuate la Curtea de Argeș. După război, deoarece biserica de la Ruginoasa a fost grav avariată, osemintele domnitorului au fost depuse la biserica Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași, unde se află și astăzi.
În noua amenajare, Palatul de la Ruginoasa vine să întregească rețeaua muzeală din România cu unul dintre cele mai atractive obiective. Palatul trebuie să devină, în conștiința generației noastre și a celor viitoare, un autentic loc de memoria lui Alexandru Ioancuza, fondatorul statului român modern. Aici, la Ruginoasa, cu prilejul înhumării domnitorului în anul 1873, Mihail Cogălnicianu afirma: câtă vreme va avea țara aceasta istorie, cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I. We'll be right back.
Încheiem aici periplul Orchestrei Române de Folclor pe urmele domitorului Alexandru Ioncuza. Avem certitudinea că documentarul nostru va insufla dorința de a vizita și dumneavoastră aceste locuri încărcate de istorie, cultură și spiritualitate. Filmul nostru documentar va dezvălui într-un mod, sperăm noi, plăcut, Palatul Alexandru Ioncuza de la Ruginoasa și Palatul Culturii din Iași. Coloana sonoră a acestui documentar a fost formată din suitele românești interpretate de Orchestra Română de Folclor, prima orchestră de Uniune Națională din România.